Un tir cu remorcă încărcat cu lemne s-a răsturnat în afara părții carosabile în comuna Mihăiești. Chiar în acel loc se afla și o stație de maxi-taxi, unde, din fericire, la acel moment nu se afla nimeni. În cădere, mastodontul a distrus gardul unei gospodării, o conductă de gaze și a rupt cablurile de curent electric. Șoferul le-a spus oamenilor legii că a evitat un autoturism care a semnalizat din scurt că virează la stânga, moment în care autotrenul a intrat în balans și s-a răsturnat. La fața locului au intervenit pompierii cu auto specială de intervenție și un echipaj smurd de prim ajutor calificat. Detașamentul pompieri Câmpul Lung a fost solicitat să intervină în comuna Mihăiești pentru un accident rutier. Ne-am deplasat la locul evenimentului cu auto specială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor. Ajuns la locul evenimentului, am constatat că un camion și remorcă încărcat cu lemn de fag s-a răsturnat în afara părții carosabile. În urma accidentului rutier a fost avariată rețeaua de energie electrică și un branșament de gaze naturale. Echipajul de pompieri a asigurat măsuri de PSI. Circulația a fost îngreunată din cauza acestui accident, însă polițiștii au ajutat la buna desfășurare a circulației. Oamenii legii efectuează cercetări în urma cărora se vor stabili cauzele producerii accidentului.